Mihai și Cosmin sunt tot în concediu. Tot Gicu a rămas aici să filmeze. Și nu știu cum naiba, de la München am trecut tot la München. BMW seria 1, E82 Coupe. Nu săriți, știu că am mai filmat una, dar nu am făcut test drive și specificul meu al lui Gicu e să facem test drive. Avem un BMW seria 1 Coupe, model 2008. Și după 2008, după martie 2008, pe acest model s-a pus motorul N47 biturbo cu 204 cai și vreo 450 Nm. Aceasta este mașina pe care Gicu vroia să-și o ia înainte să-și ia E90. N-am condus niciodată un biturbo și nu am putut să refuz ocazia de a conduce una. Avem un E82 cu pachet M-Sport. O să vă spun mai multe despre ea mai încolo. Nu știu, o să încerc să vă dau câteva teasere ca să încercați să vă dați seama dacă ce vreau să zic cu ea. Bun, avem un pic de condens la faruri. Avem aici semnalizările laterale înnegrite, dar se vede că sunt un pic coapte, e boala lor. Avem niște jante, evident, aftermarket cu niște cauciucuri Nexen de iarnă. Bun. M Performance asta e pusă după aia, că nu e nimic M Performance la mașina asta. Culoarea este frumoasă. Stopurile au fost înlocuite. Evacuarea, evident, și ea înlocuită. Este foarte, foarte neagră. Un lucru care mi-a plăcut la mașinuța asta este portbagajul. Este destul de încăpător. Pentru nevoile mele sau ale unui tânăr, un weekend la mare, este mai mult decât suficient. Nu mai vorbim de probleme de altele, că de aia se ocupă Mihai. Dar o să încercăm și testul X1 mai încolo. Aici o mică problemuță. No additives, no biodiesel. Deci nu puneți aditiv în ele. Și acum hai să vă arăt ceva. Sunt curios dacă vă dați seama. Cu toții știți... Stai, să oprim naiba radio. Ne dau ăștia bani pe YouTube. Bun, avem aici seria de șasiu N47D20B. Avem presiunea în roșu și toate cele. Și acum v-ați prins sau nu v-ați prins? De ce e pe partea dreaptă? Asta pentru că mașina a fost cu volan pe dreapta și a fost convertită la volan pe stânga. Dar au făcut o treabă bună, aș zice eu. Părerea mea. Acum avem sistem de navigație, scaune încălzite, un volan M-Sport retapițat, colantat, făcut mai frumos. Nu știu dacă mai frumos, dar depinde de preferințe acum. Bord clasic de seria 1, transmisie manuală, evident, că nu voiam una automată. Deci aceasta a fost convertită de la volan pe stânga la volan pe dreapta și pe viitor o să mai avem una de genul acesta, dar din Ingolstadt. Evident, știți cu toții, geamuri fără ramă. Și acum hai să încercăm și testul X1 al lui Mihai. Faru Xenon, grilă neagră. Testul X1 al lui Mihai. Nu vreau să intru în foarte, foarte multe detalii despre seria 1, pentru că am mai condus seria 1. Evident, climatizarea automată nu cum era aceea fără... Stai că asta e de cheie. Pauză de subscribe. Până găsește Gicu cheia, vă rugăm frumos, dați-ne un subscribe, că ne ajută enorm. Și comentați-ne, pentru că noi citim toate comentariile. Și acum hai să încercăm testul X1 cu seria 1. Not bad. Deci cam asta este mașina. Hai să mergem să vedem cum se conduce. Mașina are suspensia sport din fabrică, nu are alte briz-brizuri, o direcție hidraulică așa cum îi place lui Gicu. Și per total e o mașină frumoasă. Între E82 și E92 aș alege E92 dintr-un singur motiv pe care vi-l voi prezenta în test drive. Hai la test! În sfârșit,
N47 biturbo. Hai să vedem ce-i poate mintea. Doamne, cum scârție navigația aia. Bun. Pedala de ambreiaj foarte, foarte dură. Mi-aduc aminte de la E90 cum era când făceam sală. Bun. Poziția la volan e ok. E reglată pentru mine. Scaunele sunt micuțe. Suport lateral pentru persoane mici ca mine sunt scaune electrice. Reglaj electric. Ok, și în caz că nu știți șmecheria, o arăt pentru cine nu știe. Chiar dacă nu ai keyless go, keyless entry, dacă scoți cheia din buzunar și nu trece, nu știu, nu trec 30 de secunde sau un minut și pornești iar motorul, mașina va porni cu cheia în mână. Bun, hai, spune-mi, hai să lăsăm cheia în contact. Ce inapt sunt. Așa. Acum hai să mergem. Woo! Cu scaunul dat la maxim în față, mereu la seria 1 am avut problema că nu ajung în totalitate la pedale. Da, hai să vedem că ne descurcăm. Băi, ce răspuns are, ești nebun? Se simte deja forțoasă, se simte... Dar se simte și rigidă. Ei, și aceeași problemă la cutie. De asta nu mi-aș lua eu seria 1 și mi-aș lua seria 3. Pentru că schimbătorul de viteze nu este la fel de direct. Nu poți să treci dintr-o treaptă în alta foarte repede. Trebuie să treci prin punctul mort. Face un click și în punctul mort. Și nu poți să schimbi repede și riști să-ți cadă turațiile. Trage de tras. Volanul e mic și gros. Mi-a fi plăcut să fie mic și subțire. E foarte, foarte greu să dai dintr-a doua într-a treia. O chestie la cauciucurile de iarnă și nici la seria 3 GT nu am spus acest lucru. Dacă intri pe nisip sau pe pietriș cu cauciucuri de iarnă, acestea se vor mișca mai mult. Cauciucul din ele se va mișca foarte mult și vei avea o senzație de subvirare și îți va intra ESP-ul mult mai repede cu ăștia de iarnă. Dacă mergi pe asfalt acoperit cu nisip sau pietriș. Ei, altceva cu direcția, altceva. Ui! Altceva. Dar schimbătorul acesta, cutia asta de viteze, asta e problema la seria 1. Din păcate, din păcate. Semnalizăm, chiar dacă suntem într-un BMW. Pentru cine nu știe, avem două săgeți verzi în stânga și în dreapta. Dar asta e o glumă, evident. Hai să vedem cum trage. Cu suspensia sport de fabrică, mașina este într-adevăr rigidă. Treptele sunt un pic mai scurte ca la E90, pentru că se dorește a fi o mașină mai fâșneață, mai puțin de familie, nu știu cum să spun, mai directă. Răspunsul la pedală este mai bun decât la N47, cu o singură turbină. Dar este într-adevăr rigidă și țopăie, mă. Țopăie pe denivelări. Îți trebuie un asfalt super, super bun pentru mașinuța asta. Într-adevăr, reculul amortizoarelor pe suspensia asta sport e foarte bun și revine imediat la poziția inițială și e pregătită din nou pentru încă o denivelare. Dar dar este cam rigiduță. Mașina are 216.000 km. Nu știu cât de real sunt. După cum știți, mașina, după cum v-am spus, mașina a trecut din poziție cu volan pe dreapta în poziție cu volan pe stânga. A costat, nu știu, undeva pe la 7.000 de euro mașina. Dar pe viraje chiar se simte bine. Chiar se simte bine. Asta e direcția BMW. Seria 1 Coupe, din punctul de vedere al direcției și al poziției la volan, este una din mașinile la care BMW a pus punctul pe I. Ui! Și nu-ți trage volanul ca la electrice. Nu-ți trage. Intri în denivelare și mașina rămâne clintită în mâinile tale. Nu încearcă să-ți tragă volanul într-o parte.
dăm a treia. Păcat, păcat de cutia asta de viteze, că ar fi o mașină excelentă. Excelentă e. Părerea mea e că se conduce un pic mai bine decât seria 1 hatchback în 3 uși, deși e mai grea. Probabil are altă distribuție a greutății. Ui! Dar e mai grea. Ce să mai spunem? Aceleași comenzi ale climatizării pe care le știm. Navigația asta antică, navigație de pre-facelift care nu are scurtăturile. Pe E90 facelift la primele modele, primele câteva luni, au pus tot navigația asta, dar cu scurtături pe ea. Ce dor îmi era de o navigație din asta antică, așa. Dar o lăsăm în pace momentan. Scaune încălzite, dacă merg, până trecem de Clio și găsim o linie discontinuă ca să mergem un pic cu mașinuța. Nu am restat consum. Hai să resetăm consum, poate. Deci resetăm viteza medie și resetăm consumul care era de 9 litri la 100 de kilometri, așa cum am luat-o. Probabil în ultimii 310 km de când a resetat proprietarul. Hai să resetăm și un pic consumul. Vedem ce consum scoatem la un mers sportiv, dar nu foarte sportiv, în limite. Vedem ce consum scoatem. Nici acesta nu are consum instant. Are consum instant. Da, uite, are consum instant digital. Nu UAC ca la seria 3. Ui! Aceasta este o mașină pentru cei cărora le place să conducă. A treia, depășire fără probleme. Ne băgăm înapoi, că urmează continuă. Se simte foarte bine, foarte, foarte bine, mai ales pe partea de direcție. Îți oferă o încredere fantastică. O încredere pe care n-am mai întâlnit-o de când am condus alt BMW cu direcție hidraulică sau mini-ul acela pe care l-am prezentat, mini-ul albastru pe care l-am prezentat pe canal cu Mihai. Ui! Are forță și la urcare, treptele sunt etajate corect. Păcat de soarele ăsta, nu știu cum se vede pe cameră, sper să nu deranjăm prea tare cu lumina. E un pic rigidă și țopăie, are tendința de a țopăi, dar reculul amortizoarelor care revine imediat, te pune imediat în poziția inițială. Și asta e un motiv de laudă pentru inginerii de suspensie la mașina asta. Probabil că dacă aș fi să-mi o aleg, eu mi-aș alege-o cu amortizoarele standard, nu cu cele sport. Ui! Nu există test drive fără căruță. Hai să-l depășim. Ui! Așa, volanul. Se ține bine în mână, se ține mai bine ca volanul M Sport DPF-uri. Are aici două decupaje pentru degete, dar tot mai bun este volanul standard de BMW din punctul acesta de vedere. E un pic mai subțire și decupajele sunt un pic mai mari și e mai ergonomic pentru mâini. Ui! Dacă ai mâinile mai mari și nu te deranjează, atunci foarte bine, dar eu am mâinile mici. Ui! Ui! Ce tare! Pe frânare, o să testăm și frânarea mai târziu. Răspunsul imediat, inițial la pedală e bun. E bun, exact cum îmi place. Apeși pe pedală și mașina simți că se oprește. Nu trebuie să apreci mai tare ca să ai o decelerare puternică. E ok din punctul acesta de vedere. Ui! Copiii, trebuie mereu să cetinim la copii. Ei sunt viitorul, ei ne vor plăti pensiile. Trebuie să aveți grijă când mergeți pe drumuri din acestea de țară, că e lume. Mare, mare, mare grijă. Mereu mergeți cu centura, mereu aveți grijă, mereu fiți cu ochii în patru, fiți cu toate simțurile. Ui! Și încă o chestie mai bună decât la direcția electrică de la BMW. Din centru, dacă virezi un pic, mașina virează, pe când la electrice ai o senzație puțin de, cum să spun eu, de lentoare, de anestezie.
când vrei să virezi puțin, pe lângă faptul că nu simți mic, la asta simți imediat. Imediat simți tot. Ui! Merge bine. Ia să vedem și pe un tâmp. Uhu! Imediat se pune la loc. Este lipită de șosea, lipită, lipită. Pe un drum ca ăsta, da. Pe un drum ca ăsta, da. Ca mașină de oraș să o folosești zi de zi. Să mergi cu ea prin oraș. Să înfunzi filtrul de particule. Nu e recomandabilă. A cincea la E82 e cam ca a patra la E92. Cam așa se simte. Ui! Frână a patra. Și direcția nu e foarte grea. Deși e hidraulică, nu e perfect calibrată, e perfect calibrată. Sau cât se poate de perfect. Mi-era dor de o mașină cu feedback al direcției. A patra, a cincea. Și acum o schimbarăm un pic mai repede. Că dintre a patra la a cincea poți să o schimbi un pic mai repede fără să treci prin punctul ăla mort, faci clicul din punctul mort. Dar nu este la fel de violent. Dacă vrei să treci între a cincea între a patra, trebuie să aștepți pe tic. Nu e tu. Ce mașinuță! Ce mașinuță! Dacă ar fi suspensia, dacă ar fi suspensia standard și transmisia manuală de la E-uri, de la E90, E91, E92, bla bla bla, ar fi o mașină sport incre-fucking-dibilă. Ui! Ui! Un pic de linie dreaptă, hai să-i dăm și a șasea. Într-adevăr, pe denivelări, pe denivelările, nu denivelări, pe schimbarea de suprafață, gen o groapă, nu o denivelare lungă, pe denivelare scurte, tic, tic, mașina e rigidă. Dar n-ai ce să-i faci, e mașină sport. Dezactivăm scaunele încălzite că ne-am încins. Și mergem către apus. Orice ai zice, orice ai zice. Pică distribuția, pică fulia, probleme cu electrica. Le-am avut pe toate, le-am plătit pe toate. Bă, dar cum se conduce? Bă, dar cum se conduce? Ce să mai... Nici nu mai am ce să vă mai zic despre mașina asta, că... Îmi place atât de mult să o conduc, cu excepția... schimbătorului. That bitch so loco. Și când te gândești că BMW vrea să facă seria 1 cu tracțiune față de la generația aceasta. Da, uite și o eroare. Automatic start-stop failure. Engine will not stop or start automatically. Possible to continue journey. Have the problem checked. Păi, ce BMW era ăla fără erori? Ha! Un pic de rev matching. Cu rev matching merge să schimbi mai ușor. Ui! Frâna de mână, Doamne ferește. Frâna de motor la BMW-uri e foarte bună pentru că au rulmenți foarte buni. Și îți intră în frână de motor, dar nu te încetinește imediat. Îți mai permite să mergi un pic în frână de motor pentru că au rulmenți foarte buni. Ce să vă mai zic? Am făcut o alegere bună că nu mi-am luat seria 1. Deci are o ținută neutră. Nici urmă de subvirare la intrare, nici urmă de supravirare la ieșire. Nici nu i-am dat ce-i trebuie. Și asta este specificul BMW-urilor de generație mai veche. Sunt neutre. Bine, ăștia mici, nu vorbim de Sheptar, nu vorbim de seria 5, deși seria 5 e 60 foarte mișto pe viraje. Ui! Foarte, foarte, foarte tare. Oglinzile sunt cam micuțe, este același oglinzi de la E90, pre-facelift. Vizibilitatea în oglinda din spate e bună. Eu am spațiu, Mihai probabil că s-ar simți un pic claustrofob, Cosmin cu atât mai mult. Dar e super, super mașină. Uitați ce vedere am. That bitch so loco. Ce să vă mai zic? Ce să vă mai zic? Probabil că la drum lung scaunele acestea nu vor fi
cele mai confortabile și vei trebui să faci niște pauze. Dar nu sunt făcute pentru drumuri lungi. Sunt făcute să te duci până la Nürburgring, să te dai câteva ture pe Nürburgring și să te întorci. N-aș vrea să termin test drive-ul acum pentru că mă distrez prea mult. Dar nu știu dacă mai am ce să vă spun. La E90 era un pic mai rigidă direcția în primă fază, adică initial turning, cum zic britanicii. La virarea inițială era un pic mai dură. Asta e un pic mai ușoară, dar e mai precisă la schimbarea de direcție. Este o mașină foarte mișto la condus. Foarte mișto la condus. Se simte că a fost schimbat volanul pe stânga, pe dreapta. Mașina are niște zgomote prin ea, nu știu cât de mult se aud. Frână de motor a patra. Mergem lejer, nu ne grăbim, nu forțăm. Se aud niște zgomote. Nu prea aș recomanda o mașină demontată și montată la loc, dar dacă e făcută bine și ție îți place să... ție îți place mașina în sine, de ce nu până la urmă? De ce nu? Seria 3 GT-ul, că tot am ieșit din el și m-am urcat în asta, avea o mică senzație de subvirare la intrarea în viraj, dacă ai un dâmb în mijlocul virajului sau la intrare. Asta este neutră, dar e și alt gen de mașină. Dar asta este termenul de comparație, n-am altul mai recent de atât. Ia să vedem. Rev matching. Rev matching perfect. Uii! Trecem și peste bălegar. Ce ar fi România fără bălegar? Uii! Te obișnuiești și cu transmisia până la urmă. Încetinim la copii. Neapărat încetinim la copii, încetinim la pietoni. Facem un rev match încă tot ne plictisim. Asta e o mașină de condus. E o jucărie. Hai să o luăm așa. Este, eu aș spune că e E30-ul modern. Așa m-am gândit la titlul pentru această mașină. E30-ul modern. Să fie oare? Uite, o să încerc, dacă pot, o să încerc și o seria 2 coupe. Sunt curios cum se conduce aceea. E un pic mai mare, cu direcție electrică. Ai o senzație totuși de ușurime atunci când cobori și intri în viraj și mai un mic dâmb. E o senzație de ușurime, dar nu ți intră în subvirare, ci doar se ușurează puțin volanul. Pentru că zic eu că e de la suspensie, că e rigidă, de la rigiditatea caroseriei. Cred eu. Acum, mai departe, și aia s-ar putea să nu-ți ofere să nu-ți ofere încredere dacă nu cunoști mașina. Dar dacă cunoști mașina, atunci nu o să ai nicio problemă. Ce știe BMW să facă, știe. Problema e că nu mai face așa ceva. N-ai ce să... O mașină plăcută la condus e o mașină plăcută la condus. Mulți zic că... Adică mulți cred că o mașină sport trebuie să fie puternică, trebuie să meargă în linie dreaptă. Dacă nu-ți oferă o senzație plăcută atunci când mergi pe un drum virajat, care mai e rostul? Care mai este rostul? Poți să mergi tare, poți să ții, nu știu, Golf GTI, Mazda 3 MPS, care trag de se duc. Și la ieșire din viraj, când vrei să dai mai tare, trage mașina în față. Sau nu are o direcție la fel de comunicativă. Dar Golful GTI e mașină bună la toate. E mașină bună de oraș, e mașină bună de mers în concedii, e mașină de sport perfect ok. Dar nu-ți oferă aceeași senzație. Bă, și cu cauciucurile astea de iarnă Nexen,
care nu sunt tocmai noi, mașina stă ok. Ca orice cauciuc de iarnă, atunci când iei un viraj și după aia te sprijini pe camber, cum s-ar spune, nu știu cum se zice în română, dar asta e, te sprijini pe camber, cauciucul de pe anvelopele de iarnă tinde să se miște un pic cu tine. Dar dacă ai un șasiu echilibrat, imediat își va reveni. Dacă erau cauciucuri de vară, mașina era și mai lipită. Așa simți mai mult cum se mișcă mașina pe sub tine, pe denivelări, pe viraje. Dar nu este nimic rău. Nu este nimic rău. Dacă mi-ați vedea acum zâmbetul de pe față, probabil că ar fi până la urechi. Ui! Bă, ce mașină, bă! Ce mașinuță! Sper că v-a plăcut acest test drive, ne apropiem de finalul lui. Vă rog, dați-ne un subscribe, ne ajută foarte mult, ne ajută să facem tipul acesta de content. Noi citim toate comentariile, avem în momentul în care eu filmez acest clip, avem peste 1000 de comentarii la Duster. Și le-am citit pe toate, le-am citit pe toate. Comentați-ne, dați-ne like, dați-ne dislike, nu știu, faceți-ne hater, faceți-ne ce vreți voi. Dar chiar este super mașină. Oh, susțineți-o pe Carina la Survivor, rupe, stă în banca ei, la probele sportive e tare. Spuneți-ne ce mașini vreți să mai filmăm, cum să rafinăm acest tip de test drive, ce vreți să știți despre cum se conduc mașinile, ce vreți despre cum se simt ele. Dați-ne cât mai multe detalii, dacă vă place, dacă nu vă place, orice. Gata, am închis camera, vă pupă Gicu! Mic update pentru că am uitat să vă prezint consumul, am fost prea extaziat de cum se conduce această seria 1. Avem o viteză medie de 31 de km la oră și un consum mediu de 6,9 litri la 100 de km. Ei? Cum vi se pare? Cum vi se pare? Gata, vă pupă Gicu a doua oră!